Am revenit la jurnal. SJU Târgu Jiu a beneficiat de schimbări semnificative, începând cu holurile de acces în secția anatomie patologică până la spațiile primire-externare bolnavi, totul arată diferit. Tâmplăria a fost reparată, iar caloriferele schimbate. La sfârșitul acestei luni vor începe lucrările de reabilitare și la secția pediatrie, care va fi modernizată în totalitate. Secția de pediatrie a spitalului din Târgu Jiu va fi modernizată începând cu această lună. Reabilitarea va fi făcută după normele europene impuse. Se ia în considerare inclusiv schimbarea aparaturii. Da, modernizăm toată secția, schimbăm geamuri, schimbăm, deci se face o reparație completă, se vor pune linoleu antistatic, se pune exact după norme. Urmând ca după aceea, de fapt în paralel, urmează să și dotăm cu tot ce înseamnă paturi, noptiere și o parte din aparatură. Am întocmit o listă de investiții pe o anumită aparatură, că la investiții este altceva. O serie de schimbări au fost aduse și la fațada instituției. De asemenea, spălătoria spitalului va fi funcțională din această lună. De curând am dat în folosință, am modernizat, practic am schimbat fața spitalului 700, de la urgențe, de aceea am modernizat camera de gardă, camera de primire, recepția și tot holul acolo. Cred că după 20, până în 20 sau după 20, nu mai știu exact, să vedem acum în funcție de, mai avem ultimele retușuri la spălătorie. Cred că după 20 va fi pusă în funcțiune. În luna martie, secțiile obstetrică, ginecologie, cardiologie și endocrinologie vor intra și ele într-un amplu proces de modernizare.